Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Ce faceți? Astăzi vom face citirea dragostei pentru perioada 1-15 aprilie 2023 pentru Zodia Rac sau pentru cei dintre voi care aveți ascendentul sau luna în Zodia Rac. După cum știți, fac și citiri personalizate, așa că dacă vă interesează să știți mai multe, dacă aveți o problemă și căutați ajutor, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal și să apăsați și butonul de notificare, da? În cazul în care vă doriți să mă găsiți și în sesiunile live. Să știți că vă mulțumesc din suflet și apreciez tare mult aceste lucruri. Haideți să vedem că aveți și un mesaj suplimentar. Văd foarte multă încăpățânare. Dragilor, aici vă atrag un pic atenția ca nu cumva unii dintre voi să rămâneți ancorați, agățați într-o situație, într-o relație care nu vă face bine absolut deloc. Pentru că văd încăpățânarea aceasta de a nu renunța sau de a vă forma anumite idei fixe, și ele să nu fie chiar adevărate, să spunem așa. Poate veți face și cu un semn de pământ, aur, fecioară, capricorn. Aici poate fi vorba și de o persoană care este agățată de voi. Nu exclud varianta aceasta. Haideți să vedem energia principală. Da, trebuie să lăsați ceva în urmă. Asta e clar, dar trebuie să vă rupeți de trecut. Vedeți că aveți tendința de a vă mulțumi cu jumătăți de măsură și nu este ok. Trebuie să luați o decizie în perioada următoare. Ce vreți să faceți pe mai departe în legătură cu o poveste de dragoste? Stați că aici au căzut prea multe mesaje, le citim și după aia vedem. Văd că duceți o luptă de convingere sau aveți foarte multe gânduri care se cam bat așa între ele. Nu știți exact ce va fi, cum va fi, pentru că văd aici dorința de a încheia un ciclu, un capitol sau nevoia de a face aceste lucruri pentru a vă îndrepta către ceva mult mai stabil. Haideți să vedem și ce lăsați totuși în urmă voi. Vă este frică de singurătate, vă este frică să nu fiți limitați, să nu fiți rezervați, să nu vă sacrificați pentru o relație sau vă este teamă să nu începeți un capitol nou pentru că, na, poate vreți să rămâneți în această energie că v-ați obișnuit cu acea persoană, cu acea relație, cu acea situație, dar nu este benefic pentru voi pentru că nu reușiți să vă vindecați și voi aveți nevoie de această eliberare. Puteți ieși din zona aceasta doar dacă vă încercați să vă regăsiți sufletul, încercați să vă regăsiți pe voi înșivă și să vă dați seama ce trebuie să faceți, de ce aveți nevoie, ce va gândi persoana iubită. E plecată această persoană, este cu gândul în altă parte, este o persoană care se gândește la propriul viitor. Are și momente când se gândește la voi, dar parcă nu prea vă include așa în planurile ei, planurile lui pentru pe termen lung, mă refer. Mai degrabă aș vedea o persoană de la drum care se gândește la voi, da, este o persoană care încearcă să vă cucerească, dar nu e persoana la care voi vă gândiți, este altcineva. Probabil o să spuneți, da, știu despre cine este vorba, dar nu mă interesează. Doar așa reușiți să încheiați un capitol de suferință, acceptând o situație nouă, un gând nou asupra voastră, cum este și energia, da? Care spune clar, dragilor, aveți foarte multe mesaje suplimentare. La gândul acestei persoane, e o persoană materialistă, este o persoană care vă manipulează foarte mult și văd două energii, da? Două persoane care se luptă sau se gândesc la voi. Se luptă pentru a vă cuceri. Da, dar voi veți afla un adevăr în perioada următoare, pentru că văd într-adevăr multe gânduri, multe planuri, multe iluzii, multe situații care au de a face cu partea asta mentală. Haideți să vedem ce va simți această persoană. Se simte ca o povară. E o iubire foarte haotică. Are multe momente când nu știe exact dacă vă iubește sau nu, sau dacă vă mai iubește sau nu.
Dar o să vă dați seama prin atitudinea lui sau prin atitudinea ei, exact ce vrea să vă transmită. Pentru că este o persoană duală, este o persoană care își urmărește cumva propriul interes sau care se gândește mult la binele propriu, la iubirea proprie. Are momente când se gândește și vă iubește, dar e un fel dubios, aș spune, care vă iubește. Pentru ce aflați într-un cuplu, mi-apare multă stagnare și sacrificiu pe care voi îl faceți pentru persoana iubită. Voi văd că încercați absolut tot ce vă stă în putere pentru a face fericită pe persoana de lângă voi. Dar ajungeți într-un punct în care spuneți stop, nu știu ce mai pot face, mai mult de atât, pentru că am încercat tot și nu funcționează nimic. Și văd că, într-adevăr, voi aveți nevoie în perioada următoare de a vă regăsi pe voi înși, de a vă regăsi nevoia sufletului, să vă puneți întrebările corecte pentru a afla ce este de făcut pe mai departe, pentru că sunteți într-o relație, dar vă simțiți foarte singuri. Da? Parcă simțiți că acea persoană nu este implicată, trup și suflet, așa cum v-ați fi dorit. Pentru ce aflați într-un trio amoros, văd familie fericită. Ieți vedem, a cui e familie este această familie fericită? Are legătură cu relația voastră? Nu văd finalul unei etape de suferință. Sunteți aleși în acest trio amoros sau sunteți mai câștigați în perioada următoare? Pentru că persoana pe care voi o iubiți și este cu altcineva, vine mult către voi. Și aici se pune punct suferinței voastre. Pe de altă parte, atenție că în alte situații văd că această persoană alege familia, iar voi vă simțiți învinși. Simțiți că nu mai puteți face nimic și trebuie să lăsați lucrurile așa sau să vă rupeți definitiv din acea situație. Lucru care vă creează suferință. Deci vedeți că aici este o situație cu două tăișuri și trebuie să fiți foarte prudenți. Pentru persoanele singure avem vindecarea, avem o șansă care vine de sus, dar sunteți binecuvântați, întâlniți o persoană sau știți deja cine este, văd un semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, mă duc cu gândul mai mult la un Taur. O persoană care va lupta foarte mult, îl știți sau o știți pe această persoană, este în preajma voastră de ceva timp. Aici putem vorbi chiar și de ani de zile în anumite situații. O persoană dornică de a vă oferi stabilitate și de a vă face pe plac din orice punct, doar ca să fiți împreună. Își dorește căsătorie, își dorește lucru stabil cu voi, o dragoste care vine așa dintr-o dată. Dar voi știți această persoană care vă iubește. Deci voi o știți, dar posibil să fie vorba de o prietenie și voi nu prea vedeți mai mult de atât momentan, dar niciodată să nu spuneți niciodată pentru că misterioase sunt căile Domnului. Provocarea vine prin faptul că trebuie să meditați, să stați un pic, să nu mai acționați în nicio direcție și lucrul ăsta vă doboară. Pe de altă parte, unii dintre voi vă doriți tare mult ca o anumită persoană să vă caute, dar văd că această persoană este destul de încăpățânată, este o persoană orgolioasă, este o persoană care se gândește la propriul interes. Și asta vă deranjează destul de tare. Surpriza vine printr-o veste bună, printr-o victorie, printr-o reușită pe care o veți avea voi pe planul sentimental. Și veți scăpa de o suferință, de un regret, ați suferit, v-ați chinuit foarte mult. Pe mulți dintre voi vă văd în suferința aceasta și nu știți ce să mai faceți ca să fiți și voi fericiți. Trebuie să lăsați ceva în urmă. Asta o să vă aducă fericire. Un gând, un sentiment, o persoană care vă bântuie gândurile și sufletul, dar care nu vine cu nimic bun în viața voastră. Sfatul vine cu lumea, da. Încheiați un ciclu, dragilor. Încheiați un capitol. Poate unii dintre voi o să spuneți, da, bine, dar eu am plecat, m-am retras, mi-am văzut de treaba mea, despre de ce tot vorbește aici despre încheierea ciclului. Da, dar nu l-ați închis definitiv, pentru că voi ați spus, dar până la faptul împlinit durează. Văd speranța, deci voi trebuie să vă vindecați, este o perioadă benefică, să vă vindecați, să vă regăsiți pe voi înși vă, să vă iubiți mai mult, că doar așa o să reușiți să vă îndepliniți un vis, pentru că văd o realizare foarte mare care vine în dragostea voastră, posibil să aveți o relație la distanță, posibil să fiți într-o anumită situație de câțiva ani buni, aici vorbim de câțiva ani buni, poate să fie chiar și până în 10 ani, situația să țină de 10 ani încoace.
Dar văd speranța, da? Agățați-vă de acest miracol care vine de sus și această binecuvântare pe care veți avea, pentru că aduce ceva minunat în viața voastră. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!